picioare și <coughs> haideți să deschidem împreună cuvântul lui Dumnezeu <coughs> în Luca, la capitolul 1, începând de la versetul 67. Zaharia, tatălui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprijănire, în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căria ne-a cercetat soarele, care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții, și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în Duh și a stat în locul pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Dumnezeu. Luați lucrul, Amin. Slăvi să fie numele Domnului pentru seara aceasta, pentru timpul pe care îl putem petrece înaintea Lui. Pentru sărbătoarea aceasta, zicem noi, și probabil lucrul acesta este unul din lucrurile care au fost de mai multe ori clarificate aici. Noi avem în mod natural și calitatea aceasta, uităm, și de cele mai multe ori e bine că uităm. Sunt și lucruri pe care n-ar trebui să le uităm. În scriptură, dacă privim cu atenție, în Psalmul 118, este un verset care vorbește despre, în mod profetic, despre Domnul Isus Hristos. Și acolo e un verset care spune așa, Legat sărbătoarea. Cuvântul acesta, sărbătoarea, în limba română apare sub uh, cuvântul jerfă, legați jerfa de coarele altarului. În limba ebraică, cuvântul jerfă sau miel sau sărbătoare, toate trei în românește, vin din același cuvânt, Pesach. Și noi uh, nu suntem chemați să avem o sărbătoare și creștinismul nu are sărbători. Nu știu dacă o să fiți de acord, dar nu e important cu ce suntem noi de acord, e important ce ne învață Scriptura. Domnul Iisus Hristos e sărbătoarea noastră. Și relația noastră cu El nu este o problemă nici de Paște, nici de Crăciun, nici de Anul Nou, nici de Duminică. Relația noastră cu El este o problemă de fiecare zi. Și El a venit ca să fie sărbătoarea noastră în fiecare zi. Dimensiunile sărbătorii sunt surprinse în textele acestea și una din ele foarte puternică este trăsătura aceasta, sărbătoarea în esență este un miracol, este o minune. Toată atmosfera aceasta a nașterii Domnului Isus Hristos este îmbibată de prezența lui Dumnezeu, de îngeri care vin și vorbesc, de visuri, de vedenii de Duhul Sfânt. E îmbibată de rugăciuni. Dacă citiți cu atenție, o să vedeți poporul să ruga. Zaharia s-a rugat împreună cu nevasta lui toată viața și la un moment dat ea vorbește și spune cuvântul lui Dumnezeu în uh, capitolul 1, pe la uh, jumătatea capitolului 1, ce peste câtva timp Elizaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Căci zicea ea, Iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia o cară. Era o în Israel să n-ai copii. Și a ajuns la o vârstă foarte înaintată și nu avea copii. Și le era rușine de lucrul acesta. Și el era preot și amândoi erau din seminția lui Aron. Dar Dumnezeu a îngăduit ca ei să ajungă la vârsta aceasta ca să experimenteze miracolul. M-am uitat așa și am citit în mai multe locuri și puteți și dumneavoastră să găsiți. M-am gândit la expresia aceasta, să vorbește despre cei doi, despre cuplul acesta, că erau neprihăniți. În greacă apare cuvântul care ar fi trebuit tradus în limba română. Erau drepți sau aveau verticalitate. Nu era niciun fel de abatere de la trăirea lor după Cuvântul lui Dumnezeu. În limba română, neprihănit înseamnă drept înseamnă și fără vină, are mai multe înțelesuri, este un cuvânt arhaic și cuvântul original poate fi tradus. Erau sfinți! Înaintarea aceasta în vârstă este un aspect legat de faptul că atunci când te uiți cu atenție în Scriptură, descoperim în psalmul 90 că moi se pune niște limite. Și de la 70 de ani în sus, el zice că unii ajung până pe la 70 și sunt socotiți tari, dar alții ajung la 80. Sunt mai tari, nu? Să crede că Zaharia avea peste 90 de ani, unii au emis, nu știu pe ce bază, sunt foarte multe studii ebraice făcute, 99 de ani. Deci expresia înaintată în vârstă vreau să spună că erau dincolo de limitele acestea pe care le găsim în psalmul uh, 90. S-ar părea că Elisabeta avea 89 de ani. Nu, imaginați-vă acum, sora Gândilă sau mama lui Rodica, care ar fi însărcinată, nu? Și ele s-ar ascunde poate mai mult de cinci luni. Nu? Și oricare de aici, dacă am fi în situația aceasta. Sărbătoarea nașterii este o sărbătoare a miracolului, a minunilor, a prezenței lui Dumnezeu, a rugăciunii, a faptului că Dumnezeu, în ciuda faptului că rasa umană era căzută, a decis să se întrupeze într-o tânără adolescentă și să vină printre noi. Ne țin un cont că și ea era una din fiicele lui Adam. Creștinismul în esență, frați și surori, este un miracol. Este o minune. E ceva supranatural. Creștinismul nu este o religie. Cum într-o religie, de fapt, înseamnă în românește a relega o legătură ruptă, de acolo vine, în special în latină, și-a în înțelesul acesta, creștinismul e mai mult decât o religie. Creștinismul este un miracol. Cel care s-a născut și este întemeietorul creștinismului este Dumnezeu însuși, este Domnul Isus Hristos. Este Duhul Sfânt. Și aici, în text, dacă te uiți în primele două capitole, se repetă de foarte multe ori. Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt. Partea noastră în textele acestea, dacă o urmărim cu atenție, este poporul sta afară și se ruga. Stătea de vorbă cu Dumnezeu. Experimenta prezența lui Dumnezeu. Și un alt element foarte interesant este ceea ce noi toți știm. Și știm că prin credință suntem cei care suntem, nu? Credință. Este o cântare care spune, credință să cere. Noi încă din cauza mediului ortodox în care trăim, mediul foarte tradițional, noi încă suntem înșurubați în gândirea și în atitudinea noastră pe fapte. Și parcă am vrea să-i placem lui Dumnezeu, să-L mulțumim, să ne ridicăm la înălțime. Nu, problema creștinismului este o problemă de credință. Domnul Iisus Hristos este singurul întemeitor al unei mișcări de credință care a murit, cum toți au murit, dar el a înviat. Și el e viu. De aceea totul e miracol. Și creștinii sunt aceia care au experimentat miracolul nașterii Domnului Isus Hristos. Nu odată pe an, la 25 decembrie, să nu vă mai spun că el nici nu s-a născut pe ziua de 25 decembrie nu vreau să supăr pe nimeni și nici nu vreau să vă stric sărbătoarea. Dar am permis să spun lucrul acesta, că e sărbătoarea noastră de fiecare zi și atunci putem discuta acest detaliu. El e născut primăvara, în apropierea Paștelui. Și asta e foarte bine documentat. Nu sunt dubii absolut deloc. Dar, mă rog, Constantin cel Mare a încercat să adapteze creștinismul la religiile păgâne. El însuși era un păgân care s-a creștinaș. Numai eu știe că a fost de creștin și Dumnezeu. După ce a fost creștin, a făcut nu știu câte crime, au omorât toată casa regală, că i-a fost frică să nu-i se ia puterea. Vă dați seama ce fel de creștin putea fi el. Nu? Însă noi nu discutăm de Crăciun. Ce treabă avem noi cu Crăciun? Nu avem nimic în comun. Noi îl sărbătorim pe Domnul Iisus în fiecare duminică. Și mai mult de atât, îl sărbătorim când? În fiecare zi. El îi sărbătoritul. Și sărbătorile în Vechiul Testament erau ale cui? Ale lui. Și el s-a întrupat și a devenit sărbătoarea noastră. Slăvi să fie numele Lui. Nimic mai adânc și nimic mai frumos. Și nimic mai adevărat decât asta. Să facă Dumnezeu ca miracolul să atingă inima dumneavoastră și a mea în seara aceasta. Să nu ziceți să, să... era... având 99 de ani. Poți să ai necredință și la 99 de ani. Să nu creadă vreunul de aici că e scutit. Ce a zis îngerul Zaria? Pentru că n-ai crezut, ai să rămâi mut până în ziua în care Dumnezeu va rezolva problema asta, nu? Da, Dumnezeu l-a lăsat pe el și asta este o experiență pe care eu aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră, l-a lăsat și pe el și pe Elisabeta, până s-au epuizat toate posibilitățile omenești. Creștinismul nu începe când zici tu, da? Sau când zic eu? El începe când s-au epuizat toate posibilitățile omenești. Pentru că atunci începe Dumnezeu să lucreze. Și -a, și a lăsat așa un Și probabil, ca și Avram, dacă ai fi stat de vorbă cu Zaharia, ar fi început să râdă. Zic că fi domnul, am serios. La vârsta mea nu mai pot să am copii. Nu vă să nu mai vorbesc, că toată viața a fost tearpă. Ce spui tu aici? Și îngerul a zis, pentru că n-ai crezut. Mesajul din seara aceasta este ce credem noi sau cât credem. Și să nu se gândească nimeni. Eu sunt credincios de mulți ani. Să ne fie de bine. Să mai avea oricât ani de mulți. Necredința bate la ușa fiecăruia dintre noi. Să fie foarte clar. Necredința este refuzul de a primi miracolul, să nu uitați. Și mai târziu, dacă vă uitați în text, când vorbește Elisabeta, știți că el a stat împreună vreo șase luni. Când vorbește cu Maria, Maria s-a dus la ea, după descoperirea îngerului, și Elisabeta zice, ferice de aceea care a, a crezut, Maria a crezut. Iosif, bărbatul Mariei și el era un om credincios. Biblia spune că era un om sfânt, un om drept. Dar au trebuit să-i vorbească și lui în chip mirac miraculos, nu? Și a dat vreo câteva visuri. Lui. În urma acestor întâlniri cu unger în vis, a crezut și el. De unde știm? Scrie acolo. A făcut cum i-a poruncit îngerul. Cine intră în experiența aceasta a miracolului și crede, face exact ceea ce a făcut Maria. Iată roaba Domnului. Nu mai sunt stăpână pe mine. Mă dau pe mâna ta, mă socotez roaba ta. Sclavul tău, Doamne, fă ce vrei cu mine. Ăsta e mesajul sărbătorii. Domnul Iisus a născut în chip miraculos și El vrea ca fiecare dintre noi să-L experimentăm într-un chip miraculos. Și aș vrea să ne uităm aici în text că e foarte interesant. Textul acesta care l-am citit, noi nu o să avem timpul de timpul meu, că am trecut. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel pentru că a cercetat. Știți cum zice în limba greacă? A vizitat. El personal a venit în vizită la poporul lui. Și s-a întrupat într-o fecioară. Asta e un miracol. Să vină Dumnezeu la tine, La tine. Crede lucrul acesta și o să ai parte. <gânde> crede, să crede în lucrul acesta. A vizitat pe poporul său. A devenit om ca noi. S-a făcut om. Și cuvântul s-a întrupat. Nu? A răscumpărat pe poporul său. El nu numai s-a întrupat și a primit numele care l-a primit. nu? Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Frumos. Dar el nu rămâne aici. Dumnezeu e cu orice om, să știți. Dumnezeu e tot prezent. N-ai unde să fugi, să te ascunzi de El. El merge mult mai departe. Și scrie acolo un text, pentru că asta i-a vorbit în vis îngerul lui, lui uh, Iosif. Și i-au pus numele cum? Isus, Care înseamnă mântuitor. Și aici, în text mai departe, dacă citim, și ne-a ridicat o mântuire puternică, în limba lor atunci a zis, ne-a ridicat un corn de mântuire. Și asta e în paralel cu Daniel, dacă vă să aminte, unde vorbește despre Domnul Iisus Hristos, care urma să vină ca împărat și să aibă o împărăzie veșnică, care nu se mai întrerupe. Și cornul era simbolul puterii. Nu? O mântuire puternică, un corn de mântuire. Asta e ceea ce face Dumnezeu. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Și textul continue. Mântuire de vrăjmașii noștri din mâna tuturor celor ce au nes. Ne urăsc. Întrebarea e simplă. Care sunt vrăjmașii noștri? Vasile nu e vrăjmașul vostru. Dacă conduce adunare, poate nu vă gândiți, nu? El se străduiește să se comporte ca un om care iubește și eu cred că el iubește. Noi imediat ne gândim că cineva care nu-i de acord cu noi poate fi vrăjmașul nostru. Nu? Evreii aveau vrăjmași, neamurile urau. Noi avem vrăjmași. Noi avem în Scriptură, potrivit gândurilor lui Dumnezeu, trei vrăjmași. Lumea, diavolul și cine? Sigur că da. Natura noastră căzută. Mister sau Domnul Sine sau Domnul Eu. Mântuire de vrăjmașii noștri. Cum? Într-un chip miraculos. Prin puterea lui Dumnezeu. Tu poți să scapi de lume? Cei mai mulți ați scăpat în seara asta, sunteți aici, Cu picuri, cu minți, pocăiți, aranjați, frumos, în sărbătoare. Dar cine poate scăpa de eu lui? Asta e mare întrebare. Am scăpat noi de vrăjmașul ăsta? Diavolul e ținut în control de Dumnezeu. Nu-l lasă să facă ce vrea. Și el nu poate să ne facă nouă ce vrea, să fie foarte clar. El îi se permite să vede din Iov și din alte locuri atât cât putem noi suporta. Dar Dumnezeu nu se amestecă în treaba asta cu eu tău. El zice, cine vrea să mă urmeze, ce să facă? Ia, <laughs> Eu, vrăjmașul ăsta e problema ta. Cum poți scăpa de el? Într-un singur fel. Într-un fel miraculos. Prin credință. Prin credință. Cum adică? Simplu de tot. Maria a zis, iată roaba ta. Elisaveta s-a umplut de de Duhul Sfânt. Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt. Avem noi Duhul Sfânt? Că nu te poți umple decât dacă l-ai înăuntru. Îi dăm noi libertate să ne umple, tânjim după așa ceva? Cu cât te umpli mai mult de Duhul Sfânt, cu atât te eliberezi mai mult de tine. Dumnezeu nu te cheamă să te lupți cu eu tău, că nu poți, dar îl poți înlocui. Te poți lăsa umplut de Duhul Sfânt și nu să mai aibă loc vrăjmașul ăsta, care e o mare problemă pentru mine. Și probabil și pentru dumneavoastră, nu? Ne-a ridicat un corn de mântuire. Mântuire puternică. O mântuire de vrăjmașii noștri. Potrivit cu profeții, cu uh, ceea ce El a promis. Cu, uh, dacă doriți în cuvântul lui Dumnezeu, asta e foarte important și eu uh, uh, vreau să mă aprob de încheiere. Uh, Dumnezeu vorbește cu Avram. Și Avram era și el la limita posibilităților umane. Vă aduceți aminte? Nu mai putea să aibă copii. Avram s-ar arâși și ea. Avram, când a zis Dumnezeu, la anul pe vremea asta vei avea, Avram a început să râdă și a zis, trăiască Ismael înaintea ta! Trăiască ce am făcut eu! Asta a făcut el cu roaba. Înțelegeți? Înțelegeți? Și era foarte mândru de lucrul ăsta, cum toți suntem mândri de tot ce facem noi. Asta e foarte interesant mândri de vrăjmașul ăsta din noi, de eu nostru, nu? Și acolo mai departe Biblia vorbește și îi întreabă de ce au râs. Genesa, capitolul 18, versetul 14. Și la un moment dat Dumnezeu spune, este oare ceva prea greu pentru Domnul? Sărbătoarea nașterii Domnului este o problemă de miracol în care Dumnezeu se implică în viața tuturor celor care se încred în El. Este ceva prea greu pentru Domnul? Mm. Sigur. Sigur. că nu. Ieremia, capitolul 32. Spune profetul la un moment dat, pe la versetul 17, că cred. Zice, nimic nu-i de mirat din partea ta, da? Mai târziu, mai jos, cred că în Ieremia, pe la versetul capitolul 32, pe la versetul 24, zice, Eu sunt Domnul Dumnezeu. Nimic nu-i de mirat din partea mea. Și eu, după ce a avut de-a face cu prietenii lui și s-a întâlnit cu Dumnezeu, a zis, Doamne știu că tu. Poți totul. De aceea, în seara aceasta, depinde de tine și de mine ca să trăiești și să te așezi, să te rădăcinezi în ce? În sărbătoarea aceasta. În sărbătoarea aceasta. Și sărbătoarea Domnului Isus Hristos. Nimic nu-i de mirat. El poate să rezolve orice problemă din viața ta. Dă-i libertatea aceasta. Nu te gândi la toată experiența și la toți anii în care ai fost creștin? Nu te gândi la ceea ce ai făcut? Nu striga, trăiască isma, el. Nu fi mândru de ce ai făcut tu? Toate sunt niște gunoaie. Dar ce să faci? Ferice de acela care a crezut. L a citit tânăra gândi la aici așa zice, cine a crezut? Cine vrea în seara aceasta să creadă? Și frate, eu am crezut acum 20 de ani, mi-ajunge. Eu sunt credincioși deja. Da, ah, cred că da. Cred că e adevărat ceea ce spui. Dar ai nevoie din nou în seara asta să crezi. <gână> Mine, dacă vom mai ajunge până mâine și nu vine Domnul Iisus în seara asta, de aceea crede acum că s-ar putea să aibă loc răpirea și tu să rămâi aici. E posibil pentru oricare dintre noi, nu? Eu mi-am notat aici 10 miracole. Vor fi mai multe. Un miracol este faptul că Dumnezeu a trimis niște îngeri să vorbească. L-a trimis pe Gavril în primul rând. I a vorbit lui Zaharia, a vorbit lui Maria, nu? Îngerul Gabriel. Îngerul, eu sunt îngerul. Stau înaintea lui Dumnezeu. Însărcinarea Mariei este un miracol. Prin puterea lui Dumnezeu a umbrit tot Duhul Sfânt. Nu știm ce înseamnă asta. Nu știm cum s-a întâmplat. Dar credem. Asta e foarte important. Credem. Cu toată ființa noastră. Nu ne trebuie explicații, pentru că credem. Supunerea sau abandonarea totală a Mariei. Asta e un miracol. Lasă-te cuprins de miracolul acesta și zici, Doamne, mă dau pe mâna Ta în seara aceasta. Indiferent cine suntem noi, nu? Ca Maria. Steaua călăuzitoare cu magii. E un miracol. A fost profețită în numeri, 24 cu 7. Și Balaam a zis, o stare să are în Iacob. Visul lui Iosif. Trei visuri a avut Iosif. Sunt miracole. Minunea Fiului Dumnezeu, numirea Fiului Dumnezeu Emanuel. E un miracol. Dumnezeu le-a dat numele acesta. Și pe celălalt, pe Isus, tot Dumnezeu l-a dat. Magi înștiințați în vis. E un miracol. Al doilea vis al lui Iosif, fuga în Egipt. E un miracol. Al treilea vis, chemarea din Egipt. E un miracol. Creștinismul e o minune. Tu ești partea unei minuni sau poți să fii în seara aceasta, partea acestei minuni în care să experimentezi prezența Domnului, puterea Lui, izbăvirea Lui. Și cel mai important lucru care e în textul pe care l-am citit și dacă vă uitați mai înainte despre Elizabeta și Zaharia este că amândoi s-au umplut de Duhul Sfânt. Atinge-ne, Doamne, în seara aceasta și dă-ne credința ca să ne umplim și noi de prezența Duhului Tău cel Sfânt. Amin.